Garda Națională de Mediu va primi 46 de drone pentru monitorizarea aerului. Acestea vor furniza informații în timp util de la diverse evenimente cu impact asupra mediului și vor deveni un instrument esențial în activitatea zilnică a comisarilor de mediu. Este vorba despre drone dotate cu senzori și echipamente specifice activității de inspecție și control. Însă mai multe despre acest subiect discut alături de Adrian Bâlbă, cercetător științific la Institutul Național de Cercetare. Bună seara și bine v-am găsit, domnule Bâlbă! Bună seara, bine v-am găsit și eu. Credeți că este aceasta o soluție în reducerea poluării de la noi din țară? Da, avem foarte multe surse și tipuri de poluare. Există poluare luminoasă. Există poluare cu particule, poluare microparticulară. Și aici sunt chiar și particule de plastic. Oamenii de știință au demonstrat că plasticul se fragmentează nu doar în apă, să ajungă microplastic, nanoplastic și apoi prin vietățile marine în farfuria noastră. Și pe cale respiratorie îl putem lua din aer. Plasticul fragmentat, aruncat peste tot și bătut de vânt, tării de colo, 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 poate să ajungă ca microplastic și să constituie o sursă de poluare. Și sper că cei care au gândit acest proiect au în monitorizare și fragmente sau particule de poluanți. Dincolo de substanțele chimice care, din fericire și nu neapărat din fericire, fiindcă industria noastră chimică este în sub cheie, închisă, nu mai există un risc mare vis-a-vis de poluanți chimici, totuși există foarte multe situații în care deșeuri sunt aprinse sau, cum a fost cazul în Delta, lanuri întregi de stuf sau de vegetație sunt aprinse deliberat de către păstori care își văd astfel primenită sau speră primenită pășunea de la primăvară. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Mulțumesc și eu.